This is the sound of Martin Garrix. This is the sound of Euro 2020, uniting the people of nations. Hey guys, it's Martin Garrix, and I'm super excited and proud to announce I'm the official artist for Euro 2020 this year. I can't wait for you guys to hear the song I've made, and hope you guys enjoy it. A fost un weekend plin pentru sportul european. Țările calificate la Euro 2020 au fost reprezentate la București de nume marcante ale fotbalului. La evenimentul de la Romexpo au venit mai mulți antrenori celebri, iar printre ei amintim pe francezul Didier Deschamps, germanul Joachim Löw, pe Roberto Mancini, pe legendarul Ronald Koeman sau pe marele Luis Enrique, acum selecționer al Spaniei. Nu au lipsit nici cei mai importanți jucători ai Europei: Francesco Totti, Ruud Gullit, Philipp Lam și Iker Asilias, dar și sute de ziariști. Mirel Rădoi a avut o primă reacție după tragerea la sorți a grupelor Euro 2020. Dacă ar fi să ne gândim la Euro, totuși rămâne Olanda cel mai puternic adversar? După părerea mea, da. Cred că prima șansă în această grupă o are Olanda, după aceea Ucraina, pentru că ați văzut și dumneavoastră ce a făcut în această campanie de calificări și o echipă puternică. Chiar am apucat să schimb câteva cuvinte cu Shevchenko. Mi-am făcut cunoștință Cosmin cu el și chiar vorbeam și spuneau că în momentul de față au entuziasm, nu se tem de nimeni. It will be nice because they have a good team. They have always produced good players. I know some ex-football players like Hagi and Popescu, and they're still good friends. And let's hope for Romania, for you, and for the nation of Romania, that they will qualify for the tournament. You're now coach, a new coach of Romania? Yes, I heard. I forgot his name. Mirel Rădoi is also an ex-football player. Okay, good luck for him to have the qualification in March. Andriy Shevchenko a fost una dintre vedetele tragerii la sorți a grupelor de la Euro 2020. Selecționerul Ucrainei a cucerit balonul de aur în 2004, după ce cu un an înainte câștigase UEFA Champions League cu Milan, echipă unde a fost coechipier cu fostul selecționer Cosmin Contra. We have to play against, and in one part of my heart, you know, I have very good friends, and I know a lot of Romanian people. I know how important for your country to qualify it, and one part of my heart want to give you that, but another part I was thinking like manager, you know, play, if Romania qualified, play here against Romania in own public. It's been not easy game. În cazul în care se va califica, primul meci al României la Euro 2020 ar fi cu Austria la București, al doilea cu Ucraina tot la București, pentru ca cel de-al doilea cu Olanda să se joace la Amsterdam. Stăm, ne uităm la televizor, ce o să facem. Dragii mei, fiind întregere pe aici...